Mai bine să ne ridicăm în picioare, să mai înviorăm puțin. Deschidem Bibliile noastre la Cartea Genesei, la capitolul 21. Vom citi de la versetul 14 la versetul 21. Genesa 21, 14 la 21. Să ascultăm cuvântul Domnului. A doua zi Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, că zicea ea să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama s-a luat o nevastă din țara Egiptului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De obicei, de Mother's Day, citim textul din Proverbe 31. Citim despre Rut și Naomi, citim despre Ana, mama lui Samuel, citim despre Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, sau alte și alte exemple, cum am spune noi, pozitive, exemple în care să vedem modul în care Dumnezeu a lucrat și parcă ultimul exemplu la care ne-am fi gândit ar fi exemplul acesta al lui Agar. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi, oamenii, avem această categorisire, good people și bad people. Și Agar este the bad people, face parte din bad people. De ce? Pentru că l-a născut pe Ismael. Dar, vedeți, Dumnezeu dă ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu se îngrijește și de cei care noi credem că fac parte din bad people. Pentru că Dumnezeu este bun și El niciodată nu se dezminte. Privim astăzi la acest text și aș vrea să vă reamintesc puțin lucru pe care îl știți așa de bine. Că trăim într-o lume în care visul miresei se destramă așa de repede. Miresele, fetele, visează așa de mult la ziua nunții, apoi la un fairy tale, toată viața lor, o viață de dragoste, o viață în care bărbatul este tot atât de gentleman cum a fost și înainte de a se căsători și din nefericire întotdeauna demonstrăm că nu suntem așa, că crezi că băiatul este chiar așa de pocăit cum a pozat că va fi înainte de a se căsători, că este tot atât de nice și că se va ridica la așteptările tale. Că viața de familie, creșterea copiilor va fi total, total diferit de ceea ce vedem la alții. Și chiar dacă vedem necazuri la alții, poate un puțină ceartă, necazuri, spunem, la noi nu o să fie niciodată. Hey, back to reality. We live in a real world. Noi nu suntem perfecți și nu te-ai căsătorit cu Mr. Perfect. Te-ai căsătorit cu Mr. Imperfect. Și am ales pe femeia aceasta pentru că poate și ea a avut visele ei. Și chiar vă rog în această zi să priviți la Agar ca și la o femeie ca și dumneavoastră. O femeie tânără, care acolo în Egipt a fost dată lui Avram și Sara, extraordinar.
să fii slujnică în casa lui Avram și a lui Sara, părintele credinței. Sara, care este exemplu de credință pentru toate credincioasele din toate timpurile. Extraordinar ce oportunitate! Și femeia aceasta, aș vrea doar să amintesc pentru cei poate care nu sunteți familiarizați cu istoria, Avram și Sara n-au avut niciun copil. Dumnezeu i-a promis, o să ai un copil, și Avram tot a așteptat, tot a așteptat, și Sara a așteptat. Și la un moment dat, când Avram avea 86 de ani, a zis Avram, că nu se mai întâmplă, Sara, soția lui, a spus, știi ce, intră la sclavă. Și mi se pare tare ciudat nouă, adică cum o soție să-i spună sclave ei, servitoare ei, să ai relații sexuale cu soțul și o să ai un copil. Dar Sara n-a mai avut răbdare și în vremea aceea, în cultura de atunci, se practica lucrul acesta. Și fata aceasta, Agar, naște un copil. Numele lui este Ismael. După 14 ani, însă, Dumnezeu își aduce aminte și Dumnezeu împlinește promisiunea care a făcut-o și Sara naște un copil. Și când copilul acesta, Isaac, noul copil, copilul legitim oarecum, când copilul acesta este înțercat, copilul cel mare, Ismael, care avea 15 sau 16 ani, era un tineger, așa cum vedem noi pe tinerii de aici. Băiatul ăsta al roabei, al servitoarei, a râs de copilul care s-a născut. Și Sara, măcar că era o femeie credincioasă, a fost cuprinsă de gelozie. Și a spus lui Avram, știi ce? Alungă-o pe Agar și pe Ismael. Dă-le drumul. Și Avram spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12 aici. În 11, cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram. Traducerea acolo în limba ebraică spune că Avram s-a cutremurat. A știut că nu-i drept. Dar vedem că Dumnezeu îi spune, auzi, dă-i drumul. Și aici este istoria. O trimite pe Agar în pustie, își ia copilul de mânuță, îi dă un burduf de apă, niște pâine și spune, plecați. Și acum Agar este singură în pustie. Unde vrei să ajungi, frate Crinișor? Și ce legătură are asta cu noi? Din fericire, în comunitatea noastră nu avem single moms, adică avem foarte puține. În comunitatea în care trăim, în societatea în care trăim, sunt foarte multe single moms, adică soții divorțate care își cresc copiii singure. Din fericire, la noi nu este o problemă. Dar aș vrea să vă cuprind pe toate mamele cu un lucru de care sigur v-ați izbit. Că în viața voastră de familie, de multe ori vă simțiți single moms. De multe ori vă simțiți singure. De multe ori vă simțiți oarecum neglijate de soț. De multe ori vă simțiți că vă creșteți singure copiii. Că soțul nu este implicat în creșterea copilului. De aceea titlul predicii mele din această dimineață este pentru mamele ce se simt singure. Pentru mamele ce se simt singure. Și poate nu te simți acum, dar știu că at one point in your life te-ai simțit singură. De unde știu? Mi-a spus mie cineva că se simte singură uneori. Și haideți să privim în primul rând la situația Agarei. Haideți să ne uităm puțin la ea. Acum este în pustie. Și primul lucru pe care l-am notat acolo și l-aveți în buletinul dumneavoastră a fost abandonată. Abandonată. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei, l-a pus pe umăr, i-a dat și copilul și i-a dat drumul, spune Cornilescu, în limba aia engleză scrie mult mai bine, and sent her away. Și a trimis-o de acasă. I-a spus, femeie, du-te, vezi de treabă, aici e pustia, vezi ce o să faci. După atâția ani, după cel puțin 16 ani de slujire, cel puțin, probabil a fost mult mai mult, cum s-a simțit femeia aceasta? Abandonată după ce a fost folosită.
După ce stăpâna ei, Sara, i-a poruncit, auzi, tu trebuie să ai un copil cu soțul meu, pentru că asta este problema, noi vrem să avem un copil. Era abandonată de propriul ei soț. Și Avram, deși a fost un om credincios, n-a fost un om perfect. Și mă gândesc, cum s-o fi gândit ea, uite-te la Avram. Și-a dat la o parte și-a abandonat și și-a trimis de acasă propriul lui copil. Aplicație. Abandonată. De multe ori poate te simți, și vreau să fiu foarte blunt, foarte straightforward, bold în această dimineață. De multe ori poate simți că soțul tău este doar tatăl biologic al copilului tău. Și nu este tatăl care se implică în viața spirituală a copilului tău. De multe ori te simți că soțul tău îți dă numai un burduf cu apă și pâine, mâncarea pe masă, dar nu face ceva mai mult ce a trebuit să facă. Agar era abandonată. Te vezi singură în această lume, te vezi singură și trebuie să te descurci tu în pustia acestei lumi. Nu beneficiezi de ajutorul care a trebuit să ți-l dea soțul. Și aș vrea să fac o paranteză aici, puțin, să-i liniștesc pe soț. Este Mother's Day, nu este ziua în care dăm în cap la soț, că I know, it's Mother's Day. Dar aș vrea oarecum să vedem cum privesc soțiile noastre și cum privesc femeile, cum privesc mamele într-o zi ca aceasta, lupta pe care trebuie să o dea. Poate se simte abandonată. Poate se simte însetată sau înfometată când s-a isprăvit apa din burduf. Nu înseamnă că mai avea mâncare, nu. Mâncarea s-a dus prima, după aceea s-a dus apa. Nu mai avea nimic. Iată acum în pustie. S-a terminat apa, s-a terminat pâinea. Nu numai că este abandonată fără protecție, este înfometată fără provizii, nu i-a mai rămas nimic. Și-ai drept, este bine că în zilele de astăzi nu prea avem mame în această situație, chiar să n-aibă ce să dea de mâncare la copii. Dar, vedeți, noi, de multe ori, noi soții și din totdeauna la seminarele de familie, amintesc lucrul acesta, noi credem că dacă punem pâinea pe masă, dacă dăm apă, dacă punem un burduf cu apă, dacă aducem o pâine, este îndeajuns pentru soțiile noastre, este îndeajuns pentru familiile noastre. Dacă dăm un credit card la soție, dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm, asta ajunge. Și avem și această oarecum, poate o brăznicie, să spunem, dar ce nu ți ajunge? N-am eu grijă de tine. E bine, dar nu ajunge. Pentru că ele sunt mereu însetate după altceva. Există acest spirit de nemulțumire oarecum în fiecare femeie, îndrăznesc să spun. Trebuie un pic să țin și cu bărbații, nu? Întotdeauna vor mai mult. Dar există o sete, există o foame după spiritual, există o foame relațională, există această dorință ca să stai mai mult, să petreci mai mult timp cu ea. Ia gândiți-vă, dacă am petrece așa de mult timp cu soția, cel puțin cât petrecem în fața televizorului unii din noi. Extraordinar. Cred că căsnicia noastră ar fi transformată într-un mod radical, nu? Înfometată, însetată de mai mult. De aceea, dacă soția ta vrea mai mult, dacă vrea să stai mai mult cu ea, dacă vrea să te implici mai mult în viața copiilor, înțelege-o. Pentru că este însetată după lucrul acesta. A treilea lucru, la un moment dat Agar este resemnată. Și aici, cred că trebuie să fii de stană de piatră, trebuie să fii statuie și să nu simți cu femeia aceasta. A aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el ca la o aruncătură de arc, că zicea ea să nu văd moartea copilului. A așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. N-a mai putut să facă nimic. Copilul probabil era deshidratat. Era copil mare, cum v-am spus, dar nu mai putea. Copilul era deshidratat, l-a pus sub o tufă, l-a pus la umbră și la un moment dat a zis, trebuie să plec de aici pentru că nu pot să văd cum copilul meu moare. Nu pot să-l văd cu ochii mei cum se stinge sub ochii mei. Și s-a dus mai la o parte.
Fii sinceră și gândește-te în inima ta de câte ori nu te-ai dus într-o cameră singură, departe de copilul tău și departe de soțul tău, ca să plângi, ca să nu te vadă. Sunt sigură că te-ai dus. Sunt sigur că te-ai dus. Și o vedem pe Agar acum că este atât de resemnată, este atât de descurajată, încât nici măcar nu se roagă. Îngerul va veni la ea și va spune: nu plânge, că am auzit glasul copilului tău. Agar nu mai are putere nici să se roage, Agar este descurajată. A uitat că atunci când era însărcinată cu 15 ani în urmă, când era pregnant cu Ismael, a uitat că Dumnezeu i s-a arătat iarăși, că așa facem noi. Noi uităm cum a lucrat Dumnezeu în trecut. Și vine cel rău și spune: hei, Agar, hei, Marie, hei, Mărioară, crezi că Dumnezeu te mai ajută? Nu te mai ajută, that's it, odată și gata. Nu. Dumnezeu are grijă. Dumnezeu se îngrijește, dar acum era resemnată. Și m-am gândit, oare de ce nu s-a rugat? Oare de ce nu s-a rugat Agar? Dacă exista un moment în viața ei când trebuia să se roage, acum trebuia să se roage. Pentru că își vedea fiul ei, își vedea tinerul ei, adolescentul ei, murind sub ochii ei. Și mi-am pus oarecum în situația ei și mă gândesc, poate că nu mai avea încredere în Dumnezeu. Poate că și-o fi zis, de ce a îngăduit Dumnezeu să ajung în situația aceasta? Cum te-a îngăduit Dumnezeul ăsta pe care Avram și Sara îl slujește? Cum te-a îngăduit să mi se întâmple mie lucrul acesta? Când ți-ai pierdut încrederea chiar și în Dumnezeu, când crezi că nici Dumnezeu nu mai poate să rezolve problema ta sau problema copilului tău, că îl vezi că e prins cu lanțurile astea, îl vezi implicat în lucruri de care ți-e rușine, îl vezi implicat în droguri, îl vezi implicat în alte și în alte prietenii periculoase, îl vezi că a luat-o pe căi străine și la un moment dat nu mai poți și spui, that's it, Dumnezeu nu o să mai lucreze, sigură, cu siguranță la mine nu mai lucrează. Și nici nu se mai roagă. Sau poate Agar nu se mai roagă pentru că oamenii care trebuiau să-i demonstreze grija lui Dumnezeu, Avram și Sara, au dezamăgit-o. Agar n-avea o Biblie. Singurul lucru, singurii care puteau să-i oglindească dragostea lui Dumnezeu și să-i arate cine este Dumnezeu era Avram și Sara. Și oamenii ăștia au dezamăgit-o. Este posibil, așa cum spuneam și de Paști, că oamenii să te dezamăgească. Este posibil. Dar aș vrea să spun, standardul tău nu trebuie să fie copiii lui Dumnezeu, ci standardul tău trebuie să fie Dumnezeu întotdeauna. Pentru că noi suntem imperfecți. Dumnezeu singur este perfect. Dar ea este resemnată acum și nu mai poate să facă nimic. De aceea este bine să ne rugăm pentru Agar de fiecare dată. Este bine ca biserica să se roage pentru mame întotdeauna. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că în situația asta lui Agar, abandonată, însetată, resemnată, când ea credea că Dumnezeu nu mai vede, că nimeni nu mai vede, știți cine a văzut-o? Dumnezeu. Dumnezeu vede locul în care te ascunzi și plângi. Dumnezeu vede locul în care copilul tău este abandonat sub o tufă. Dumnezeu știe exact care e problema ta. Și vreau să te încurajez la lucrul acesta. Poate că în această zi ești resemnată și te gândești, Dumnezeu nu se mai gândește la mine. Nu. Dumnezeu se gândește la tine, slăvit să fie numele Lui. Asta era situația Agarei și poate că asta este situația ta, care ești acum poate pe scaun și nimeni nu știe. Nimeni nu știe că ți-e rușine. Că tu ai un Avram care numai apă și pâine îți dă, sau ai un copil care trage să moară spiritual. Haideți să mergem mai departe și să vedem, în al doilea rând, lupta Agarei. Pentru că Agar a trebuit să lupte. Agar era dărâmată, era căzută la pământ, neputincioasă și totuși trebuia să lupte. Așa cum fiecare mamă trebuie să lupte. Dar cum să lupți tu singură în pustie? Cum să lupți tu singură în pustia acestei lumi? Ca să lupți, îți trebuie o sursă. Și sursa puterii
Vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis. Iarăși Cornilescu aici traduce un pic mai dur, așa, zice, ce ai tu, Agar? Dar de fapt traducerea este, ce necaz ai tu, Agar? Ce necaz ai tu, Agar? Ce supărare ai tu, Agar? Asta te întreabă Dumnezeu în această dimineață, ce supărare ai tu, ce necaz ai tu, Agar? Din secolul 21. Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Versetul 19. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Sursa puterii tale, sursa puterii mele este întotdeauna Dumnezeu. Întotdeauna este Dumnezeu. El ne dă putere. Atunci când nu mai găsești putere, Dumnezeu este Cel care îți dă putere. Aș vrea pentru un moment, și chiar te rog să faci, în câteva secunde, gândește-te în viața ta. Gândește-te în viața ta la necazuri prin care ai trecut. Gândește-te chiar acum și cum Dumnezeu te-a scăpat. Poți să spui că ai avut necazuri mari din care ai crezut că nu mai scapi niciodată și Dumnezeu te-a scăpat. Amin. El te-a scăpat. De ce crezi că nu te va scăpa acum? Gândește-te la acel necaz și te gândești acum, Domnule, dar cum de am putut să trec prin această perioadă? Cum de n-am înnebunit? Cum de nu m-am pierdut cu totul? Cum de n-am căzut la pământ? Ei, știi de ce n-ai căzut? Pentru că mâna lui Dumnezeu te-a ținut. Și dacă ești încă în viața astăzi, este pentru că și Dumnezeu este Cel care a fost sursa puterii tale. Dumnezeu este Cel ce aude glasul tău, glasul copilului tău, și Dumnezeu se ține de cuvânt. Ismael înseamnă Dumnezeu aude. Și Dumnezeu dă dovadă că El aude. Vede situația familiei tale și intervine. El nu rămâne nepăsător la rugăciunea copilului tău. Nu te teme! Tu poți, Agar! Știi de ce poți? Pentru că Dumnezeu este de partea ta. Psalmul 68:5. El este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Ești pe lista lui de priorități. Ești number one acolo. Și Dumnezeu spune în această dimineață, deschideți ochii. Uite un izvor de apă. Burduful tău nu trebuie să fie gol. Burdufurile sunt făcute să fie pline. Nu te mai uita nici la burduf, nici la pustia lumii în care ești. Deschide ochii. Pentru că eu, spune Dumnezeu, am apă pentru tine. Am Duhul Sfânt pentru tine. Am un izvor, am o fântână în deșert. Am apă pentru tine, pentru copilul tău, pentru toată familia ta. Rezolvarea este lângă tine și tu nu o vezi. Aș vrea să vă întreb, credeți că Dumnezeu a făcut numai așa și s-a făcut un izvor în pustie? Nu! Izvorul era acolo, dar ea nu-l vedea. Din cauza lacrimilor. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut izvorul. Și mă rog ca Domnul să-ți deschidă ochii, să vezi izvorul de apă vie pe care Dumnezeu vrea să-l dea. Și izvorul Domnului Iisus Hristos în Ioan 7 se ridică și spune, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea apă vie și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Puterea pentru luptă o dă Dumnezeu. Izvor de apă. 2. Motivația luptei. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Iarăși în limba engleză mult mai bine zice, scoală-te, ridică copilul. Lift up your kid. Ține-l de mână. Știi care este motivația luptei? Este copilul tău. Este copilul tău. Nimeni și nimic nu mă poate motiva mai mult decât lupta pentru copiii mei. Nimeni și nimic nu te poate motiva mai mult decât lupta pentru copiii tăi. Nimeni. Pentru că asta vrei să fie țelul vieții tale după proslăvirea lui Dumnezeu, împlinirea copiilor tăi. Nimeni nu te motivează mai mult pentru lupta. Și a spus scoală-te, ia-l de mână. Pentru că tu, Agar, tu nu poți să-ți permiți să faci cu copilul tău ce a făcut Avram cu tine. Tu nu poți să-l arunci sub o tufă și să-l lași acolo la întâmplare.
Tu trebuie să-l iei de mână, pentru că you are in it, both of you. Ținându-l de mână, vei putea să treci prin viața aceasta. Are 17 ani, e teenager. Oh, acum are nevoie de cea mai multă atenție. Acum are nevoie să fim cel mai mult alături de ei. Tu nu poți să renunți așa de ușor, nu poți să-ți permiți, pentru că este cea mai critică vârstă, tu nu poți să-l declari mort, tu nu poți să-l abandonezi acolo unde este. Agar, ridică-te și ține-ți copilul de mână, pentru că nu există o motivație mai mare și mai bună pentru o mamă, pentru un tată, decât viața propriului lui copil. Amin? Amen. Motivația pentru luptă sunt copiii noștri. Și apoi, mai este ceva care a ajutat-o pe Agar să lupte. Promisiunea biruinței. Căci voi face din el un neam mare. Doamne, dar they are bad people, Doamne. Uite, Doamne, dacă ai făcut un neam mare din ei, uite unde am ajuns cu arabii. So what? N-o fi el copilul promisiunii, n-o fi el Isaac. Dar și el este copilul lui Avram. Dumnezeu are o promisiune pentru tine, dragul meu și draga mea. N-o fi ei și poate nu ești tu din familia care, mă rog, a fost întotdeauna în linia întâia, nu ai las nemucutare sau cutare, dar ești copilul lui Dumnezeu. Și în fața lui nu există Isaac și Ismael. În fața lui toți suntem copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are o promisiune pentru tine și sunt sigur că dacă te uiți în urmă, îți aduce aminte de promisiunile pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Îți aduce aminte de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru copiii tăi. Chiar dacă nu ești din cine știe ce familie, chiar dacă te simți mai marginalizat, mai nebăgat în seamă, poate că soțul tău nu prea le are cu biserica, it doesn't matter, doesn't matter. Chiar dacă ești singură în pustia acestei lumi, există un Dumnezeu care are grijă de tine și are promisiune pentru tine și pentru copilul tău. Și aș vrea să nu uiți de această promisiune. Al treilea lucru. Haideți să ne uităm puțin la bucuria sau la biruința Agarei. Am pus acolo bucurie, dar de fapt este biruința ei. Oare am avut parte femeia aceasta de bucurie? Oare după ce ești izgonită de acasă, după ce ești singură în pustie cu copilul, poți să mai ai bucurie după ce ai trecut printr-o traumă din aceasta, după o despărțire, după ce propriul tău soț te-a împins afară, te-a neglijat, te-a abandonat? Poți să mai ai bucurie? Da. Unde o găsești asta, frate? În Biblie o găsesc. Pentru că noi știm că Dumnezeul nostru este Dumnezeul cele de-a doua șanse. Bucuria a fost copilul ei. Ai nou bucuria... Fiecărui părinte trebuie să fie copilul lui, bucuria unui soț trebuie să fie soția lui, bucuria unei soții trebuie să fie soțul ei, știu, asta e number one, asta trebuie să fie. Dar chiar dacă asta nu este, vorbim astăzi de mame și de copii. Bucuria ta, number one, este îndemânarea fiului. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. Vedeți? Una din preocupările noastre de bază ale părinților este ca copiii noștri să-și facă o carieră, să fie ceva de capul lor, să stea mâna pe lucru. Vă amintiți, cei care am crescut în România? Ține, mă, copile, mâna aia pe mistrie sau... Nu știu, tată, ține acolo! Mă, tu parcă ești chilav! Puțin știți, asta e de la noi, din Ardeal. Parcă nu te folosești de mâna asta, ai ceva probleme cu mâna asta. Ai, ai, ai. Ține mătura asta bine în mână. Fiecare din noi vrem copilul nostru să ajungă ceva, să-i învățăm ceva și după aceea mama îmi spune, auzi, spală vasele că o să te însori și soția o să zică și le-am învățat să le spăl. Vrem copiii noștri să ajungă utili în viață. Să nu fie niște trântori, să nu fie niște couch potatoes cu remote în mână și toată ziua la televizor. Asta vrem să facem din ei.
Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că a ajutat-o pe Agar. Dumnezeu a fost cu copilul și spune, a crescut, a locuit în pustie, a ajuns vânător cu arcul. Foarte interesant este aici. La ce distanță a fost Agar când s-a dus și l-a lăsat să moară? La ce distanță? Ca la o aruncătură de arc. Și copilul ei s-a făcut un vânător cu arcul. A avut îndemânare. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? De multe ori copiii care au fost aruncați la umbra tufei, copiii care au trecut prin necazuri, prin probleme, ăștia ajung mai mari și mai buni și mai grozavi și mai căliți decât cei care au fost crescuți pe palme, în puf și în bătase. Că ăștia știu ce-i viața. Și Ismael a fost un om care a știut ce-i viața și a crescut în pustie, a ajuns cineva. Îndemânarea fiului a fost bucuria ei. Și vreau să vă spun, you kids, when you get a job, when you get a career, vineri seara am fost la un graduation la Emmy. Felicitări, Emmy, unde ești? Și mă uitam acolo, stăteam pe bancă, cum trece timpul. Că parcă numai acum eram eu pe la graduation, acum deja mă duc eu la alte graduation. Și am văzut părinții cum se bucurau, copiile au luat un degree. What a joy! Câtă bucurie poate să fie asta! Al doilea lucru, împlinirea fiului. Aveți grijă acum puțin, mai ales tinerii. A locuit în pustiul Paran. Asta înseamnă în peninsula Sinai. Și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului și a făcut o casă chiar în pustiu. A învățat să trăiască în pustiu, a învățat să crească în pustiu, a învățat să-și facă o casă în pustiu. Și apoi ceea ce este cel mai important, you guys, he married whom? The girl that his mom wanted. If you want to make your mommy happy, marry the girl that she wants. No. S-a căsătorit cu fata cu care mama lui a vrut. Extraordinar, domnule. Asta, Ismael, pentru asta o să ia nota 10. I-a luat o soție de unde? Din Egipt, din neamul ei. That's a bonus, ok? Știi cu cine vrea mama ta să te căsătorești? Nu. No. Cu cineva care e din neamul Domnului Iisus Hristos. O fată credincioasă, în primul rând. Și dacă e româncă, atunci ai și mai bine, da. Deja suntem aici în America și... Împlinirea fiului. Care mamă nu vrea ca copilul lui, fiica lui, să nu fie împlinită, să-i vezi căsătoriți la casa lor cu un soț, cu o soție care știi, simte ea, simte mama că o să fie ok, it's gonna be ok, o să fie extraordinar. Asta a fost o bucurie pentru ea. Și ultimul lucru, înțelepciunea fiului. Poate că asta e cel mai important. În Geneza 25:9, vedem ceva după 70 de ani de la ceea ce s-a întâmplat acum. Ismael are acum 88 de ani. Wow. Și uitați ce se întâmplă. Tatălui Avram a murit. După o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile și a fost adăugat la poporul său. Și acum versetul 9. Isaac și Ismael, fiii săi, l-au îngropat în peștera Macpela. După 70 de ani, tatălui moare, tatălui Ismael. Și noi ne gândim, să ce mai, să moară? Nici nu mă duc la mormântare, că m-a alungat de acasă. A trimis-o pe mama de acasă. Au trecut ani. Și vedem că Ismael merge la mormântare. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Agar, când și-a crescut copilul Ismael, a știut să-l crească cu respect față de tatăl lui. Chiar dacă Avram a fost the bad guy. Chiar dacă Avram i-a trimis de acasă. Chiar dacă Agar a plâns atunci, după aceea a înțeles probabil ce s-a întâmplat. Și mă gândesc eu că în ăștia 70 de ani
s-or mai vizita din când în când. Așa cred eu, pentru că atunci nu puteai să, în vremea aceea, se mormânta right away. Știți voi, acum a fost o moarte a lui careva și în 24 de ore a trebuit îngropat. Nu e așa de ușor să trimiți pe cineva, nu mai ai telegramă să trimiți pe cineva, they kept in touch. Dar punctul meu este că Ismael a fost un băiat înțelept și mama lui a fost o mamă înțeleaptă, care nu l-a crescut pe copilul ei în ură față de tatăl ei. Și a spus, așa cum a fost el, așa cum e el, surorilor, așa cum e el. El e tatăl copilului tău. Crește-l în respect față de tatăl lui și încearcă să-l înțelegi pe tata așa cum este. Și da, Biblia așa ne spune aici, Avram a fost rupt în două când a trebuit să o alunge pe Agar de acasă. Și cred că dacă Dumnezeu nu intervenea și spunea, auzi, lasă să meargă că ăsta e planul meu, Avram nu cred că făcea lucrul acesta. În concluzie, poate că ești aici azi și te simți ca Agar, singură pe frontul spiritual. E singura care deschizi Biblia în casa ta. E singura care împingi pe soțul tău să facă o rugăciune din când în când cu copiii tăi. Soțul nu te înțelege, poate nici măcar nu e credincios. Poate atât îți dă doar apă și pâine și crede că e de ajuns. Poate chiar face fan de tine că vii la biserică duminica, că biserica nu e numai pentru bătrâni și pentru oameni slabi de îngeri. Vreau să spun să nu te descurajezi. Să înveți că în loc să întinzi mâna, să deschizi ochii. Pentru că undeva lângă tine, Dumnezeu are o fântână. Dumnezeu are un izvor de apă pentru familia ta, pentru copilul tău, pentru tine. Dumnezeu are o promisiune pentru Ismaelul tău. Dumnezeu are o promisiune pentru copilul tău. Dumnezeu are îngăduință și are răbdare cu soțul tău. Pentru că Dumnezeu îl iubește așa cum te iubește și pe tine. Dumnezeu lasă fântânile lui și poate ai venit în această zi și ai văzut că aici este o fântână și mulțumesc lui Dumnezeu că Agape este o fântână și aș vrea să fie o fântână pentru tine, pentru nevoile tale spirituale. Poate te simți singur în această zi. Vreau să te încurajez pentru că Agar a simțit bunătatea lui Dumnezeu. Lumea nu-i fair, life is not fair. Don't even expect to be fair, it's not fair. But God is good. Amen. Dumnezeu bun, Dumnezeu milos, unul care are grijă de copilul tău, îl vede acolo unde este abandonat sub tufa aceea, te vede pe tine unde plângi, îți vede starea ta, îți vede problema ta și Dumnezeu în această zi vrea să-ți vorbească. Și aș vrea să te întreb în această zi, poate că nu-L cunoști pe Dumnezeu așa de îndeaproape, poți să-L cunoști pe Dumnezeu. El este foarte interesat de mamele care au necazuri și de cele care au necazuri și de cele care n-au necazuri. Pentru că ne iubește la fel pe toți. Și dacă astăzi n-ai niciun necaz, slavă lui Dumnezeu, va veni ziua în care vei trece prin necaz, pentru că așa este viața asta. Dar vreau să spun, ochii lui sunt întotdeauna îndreptați asupra noastră. Cu 16 ani în urmă, Agar a experimentat pe Dumnezeu și a spus, i-a dat locului acela numele Lahai Roi, Dumnezeul care mă vede, sau la fântâna la care Dumnezeu mă vede. Și Agar a uitat că Dumnezeu vede. Dumnezeu te vede. Nu te mai simți singură. Căci Dumnezeu este cu tine și soțul tău este cu tine. Dar de multe ori nu înțelege, de multe ori crede că un burduf cu apă și pâine ajunge. Dar n-ajunge. Soților, haideți să ne gândim adânc la rolul nostru care îl avem. Soțiile noastre au nevoie și de apă și de pâine fizică, dar au nevoie și de apă spirituală și de pâine spirituală. E nevoie de prezența Duhului Sfânt în familia ta, în casa ta și e nevoie de pâinea, de mana cuvântului în casa ta. Și doresc ca Domnul să binecuvinteze toate mamele care sunt aici în această dimineață. Cu îndurarea Lui, cu mila Lui,
toți tații care sunt aici, toți soții, ca să sprijinească soțiile, să le înțelege mai mult, toți copiii, toate familiile, pentru că El, într-adevăr, este un Dumnezeu bun și îndurător. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș dori să mergem cu toții într-o rugăciune înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru mamele noastre. Dacă ai o mamă în viață, roagă-te Domnului pentru ea. Roagă-te Domnului pentru soția ta. Roagă-te Domnului pentru bunicii tăi, dacă ai. Roagă-te Domnului pentru copiii tăi. Ne rugăm pentru familie. Ne rugăm cu toții în comun și când rugăciunea încetează, îl invit pe fratele Nelu Petian aici să mulțumească.